slăvit să fie Domnul! Amin! Am mai trecut un an și ne-am întâlnit iar la sărbătoarea celor plecați din Curtuiuș. Dar să știți că mai sunt și aici și aș vrea ca în această zi, pe lângă sărbătoarea noastră, în centrul sărbătorii să fie Hristos. Amin! El este sărbătoritul nostru, El este Mântuitorul nostru, prin El și cu El vom ieși biruitori în lupta cu vrășmașul pe pământul acesta. Și pentru că suntem la un timp de rugăciune și aș vrea să ne rugăm mai mult lui Dumnezeu, aș vrea să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Să nu ne mai gândim la ceea ce este în lume, la ceea ce este în jurul nostru, ci să fim prezenți la sărbătoare. Pentru că aici este prezent sărbătoritul. Și aceasta vă spun conform Scripturilor. Unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui Hristos, El este prezent acolo. Slăvit să fie Domnul! Și apoi noi vrem să fim plini de bucurie, căci suntem în casa lui Dumnezeu. Amin. Mai sănătoși sau mai puțin sănătoși, dar suntem prezenți în casa lui Dumnezeu. Stăteam de vorbă cu fratele Costica și despre o familie greu încercată. Și am zis, da, dar noi astăzi suntem la bucurie. Alții trec prin încercări, prin necazuri, prin boli, prin suferințe. Dar noi suntem la sărbătoarea celor care s-au adunat în Curtuiuș pentru că vreau să-i dea slavă lui Dumnezeu. Și m-am dus cu gândul la un psalm, psalmul 46, care spune că Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în adunare? Avem, slăviți să fie Domnul! Noi astăzi vrem să fim în prezența lui Dumnezeu aici. Să dăm slavă lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune că de aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zbuli pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Și chiar dacă ar urla și ar spumeca valurile mării și s-ar ridica până acolo să se cutremure pământul, este un râu a cărui izvoare. Slăvit să fie Domnul! Bine. Și pentru că suntem aici, aș vrea ca râul acesta să curgă prin inimile noastre. Amin. Să inunde biserica din Orișor, din Curtuiuș. Și din Orișor. Și Dumnezeu să ne binecuvintează pe toți. Avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, dar sfârșitul acestui psalm spune veniți și priviți lucrările Domnului. Pustiile care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războiilor. Ce ziceți? Este adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Da. Dumnezeu pune capăt războiilor. Dumnezeu începe războaiele, dă voie celui ce... Și totodată ne spune și nouă, opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Și în această dimineață, Dumnezeu spune celor din Curtuiuș, împreună cu mine, să ne oprim. Să ne oprim din mersul nostru, din mersul lumii acestea. Și să știm că Dumnezeu va veni în curând. Să ne pregătim, pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu, Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi, slăvit să fie Domnul. Stăpânul nostru, păstorul nostru, Dumnezeul nostru, Cel care ne ridică când cădem, Cel care ne vindecă când suntem bolnavi, este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar noi trebuie să ne oprim din mersul lumii acestea, să alergăm mai mult după viața veșnică, nu după ceea ce va rămâne aici. Și m-am dus cu gândul la plecarea noastră de pe pământul acesta și pentru că mai mulți suntem care suntem mai în vârstă aici, socotesc că înțelept ar fi să ne pregătim pentru dincolo. Aici viața se cam termină. Și ce facem pentru Dumnezeu, cu aceea mergem? Pentru că dacă suntem și am fost atenți chiar la
în mormântările celor din alte credințe, din credința ortodoxă, de exemplu, preotul la capăt zice, de aici încolo, faptele te vor urma. Oare pe mine ce fapte mă urmează? De aceea m-am dus cu gândul la versetul acesta 10. Opriți-vă! Și să ne oprim și să stăm să gândim, să stăm să judecăm, căci vom sta în fața scaunului de judecată. Și vom fi judecați de Cel ce deține judecata. Și acesta este Dumnezeu. Pentru că suntem la timpul acesta de rugăciune, aș dori ca să vă ridicați în picioare, o să dau citire la Psalmul 32 și apoi să ne rugăm Domnului și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ierte greșelile. S-a pronunțat un cuvânt de aici mai slăbuț, de amin. Dacă nu aveți greșeli, nu ziceți amin. Cât despre mine, eu vă spun că sunt un om făcut din pământ. Și greșesc. Și greșim. Și dacă am greșit cuiva, să-i cerem iertare. Și dacă am greșit aproape lui nostru, să-i cerem iertare. Vecinului nostru, să-i cerem iertare. Și așa ne va și noi să iertăm pe cei ce cer iertare de la noi și așa ne va ierta și pe noi Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin. Cuvântul lui Dumnezeu spune în psalmul acesta, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Slăvit să fie Domnul! Aș dori ca în această zi Dumnezeu să ierte păcatele bisericii din Curtuiuș. Amin. Și să le acopere. Amin. Și să deschidă aici un izvor de binecuvântare. Amin. Să fim plini de bucurie. Auziți? Plini de bucurie pentru că este Dumnezeu aici prezent. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și Duhul căruia nu este. Sunt vicleni printre noi. Nu-mi spuneți. Că știm noi și ne judecăm noi unii pe alții și zic, bă, ce vicleani, ce șmecherii, ce afaceristii. Dar eu zic ca Dumnezeu să vină în această dimineață în locul acesta și El să facă afaceri cu noi. Slăvit să fie Domnul. Știți de ce avem nevoie? De Duhul Sfânt. Amin. Și dacă Duhul Sfânt va coborâ în biserica din Curtuiuș în această zi, când vei merge de aici, te vei duce cu gândul că te vei întâlni cu Domnul. Slăvit să fie Domnul. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea și se usca blaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea, cum de multe ori avem noi obiceiul să ne ascundem de frați, să ne ascundem, dar de Domnul nu ne putem ascunde. Nu putem să ne ascundem și cuvântul Domnului spune, am zis îmi voi mărturisi cui? Domnului. În această dimineață mărturisește-ți Domnului păcatele. El nu te povestește, nu te predică de la amvon. Și are putere să le ierte. Slăvit să fie Domnul. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu spune că de aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită care este acum și aici. Slăvit să fie Domnul. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi și te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un cartil, fără pricepere pe care îi strunești cu un frâu și cu o zăbală, ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede Domnul este înconjurat de îndurarea Lui. Slăvit să fie Domnul! Amin. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Veseliți-vă și scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului. Dacă ai vedea că-i scris pe ele
Lăsam uneori mașina aici, în centru, la cooperativă, nu puteam merge. A fost de câte ori. S-au lăsat-o jos. La Pogădă. Nu la Pogădă, mai jos. La ei, la Uteașă. Și, uite, acum venim, n-avem motive. Și ne venim cu plăcere. Ne suim în mașini, asfalt până în fața porții, din fața. Venim cu plăcere. În bine, cuvântăm pe Domnul. Chiar ne bucurăm. Bei apă, uneori fântânile nu-s bune, alții vineau, făceau schimb. Beu din fântâna ta, ca mea, nu-i bună apa. Acum avem apă de la Cluj. Și mine. Binecuvântat să fie Domnul și pentru aceste facilități. Frați și surori, eu am să citesc câteva versete. 2 Timotei, capitolul 4, 7 și 8. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am văzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Aleluia. Și nu numai mie și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ne uităm în biserică, să vă uitați, dacă care treceți pe aici și vedeți, generațiile care au fost înaintea noastră, care ne-au vestit cuvântul, sunt tot mai puține, poate putem băga într-o mașină acum, cât s-au mai rămas. Dar noi suntem care să ducem Evanghelia și Cuvântul Dumnezeu mai departe. Și ne rugăm, cum s-a rugat Apostolul Pavel, să ducem până la sfârșit alergarea noastră. Amin, și eu am o rugăciune, am zice noi, 5 puncte. Alergarea noastră a fiecăruia, sau a comunității, a bisericii, să fie de durată. De când am zis da lui Dumnezeu și poate să am mulți, mulți, sau poate să am puțini, am zice noi, copii în credință, să fie de durată, de aici și până în veșnicie, frate. Nimic să nu ne împiedice și chiar nimic să ne abată de la traseu. De aici, cum a spus Apostolul, m-am luptat lupta cea bună, să ne luptăm. Dumnezeu să ne dea putere. Să fie de durată, de aici, de când am zis da lui Hristos, până în veșnicie. Următoarea. Să aibă o progresie, să fim creștini care creștem în, am zice noi, în consistență, în putere. Dumnezeu să ne dea putere fiecăruia, să fim maturi în fiecare zi, să creștem. Duhul lui Dumnezeu, puterea Lui să fie peste noi. Amin, amin. Alergarea noastră să aibă continuitate. Mi-am notat aici. Știți, noi frați șoferi sau cei care sunt șoferi, înțeleg cel mai bine. Continu să fii, să n-ai segmente, am zice noi, negre, mă zicea ce... Nu se vede nimic. Nu, continuu să fii credincios de când am zis da lui Dumnezeu până în împărăție, frați și surori. Până la celălalt palan, zice, nu ne așteaptă Hristos. Că uneori poate ați mai auzit unii, zice, las pocăița jos. Nu știu dacă mai e acolo. Nu știu. Să fim continui, credincios, slujitori al lui Dumnezeu. De când am zis da lui Hristos până în împărăție, frați și surori. Și următoarea. Să fie o alergare sfântă. Sub călăuzirea Duhului Sfânt. Avem nevoie de puterea Lui în fiecare zi, frați și surori, în fiecare zi avem nevoie, nu odată sau nu știu cum. Puterea Lui Dumnezeu, însoțirea Lui în fiecare zi peste noi. Avem nevoie, satana se luptă și încearcă să ne abată pe oricare dintre noi. Nu îi scapă unul să luptă cu noi. Și vrem puterea Lui Dumnezeu să fie peste noi ca să ne putem duce până la sfârșit promisiunea aceea. Și
una ultima, să fim buni stegari al lui Hristos. Să reprezentăm cu cinste, cu drag pe Dumnezeu. Dacă vă întreabă cineva sau te întreabă ceva să-mi dau, zice, nu cază cu mașină. Nu, se spui clar. Zice, eu slujesc pe Hristos și amin. Nu fac lucrurile astea. E dragul Lui. Când unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte când, care a fost la defilare. Eu am prins două defilări și pornirea era undeva din Gheorgheni. Și acolo și se ajungea la Teatrul Național. Și făceam repetiție două săptămâni. Fiecare se mergeam acolo și fără repetiție ca să batem și cu steagul. Odată mi-a dat un tablou de-al lui tovarăș, maestru. Dar vreau să vă spun că nu mi-am permis să-l trag pe jos ca unul lor. Am iubit viața. Dar dacă mă întreabă cineva, ești credincios sau ceva, să-i spui clar, ești copilul lui Dumnezeu. Amin. Ești copilul lui Dumnezeu. Și măcar pe același nivel, și am ținut steagul sus, aici nu trebuie să-l ținem undeva la nivelul, așa. Și noi suntem copii al lui Dumnezeu și să spunem, să nu ne fie rușine, frașii, fiilor. Că vor veni ocazii, vor veni ocazii și poate fata o să te dea de gol. Eu am avut și închei. Am avut un coleg și l-am și acum și după 3 zile s-a mutat la noi la facultate, din altă parte și eu zic așa, direct, mă, Florin, ești pocăit. Ai, s-a roșit, te s-a păcuroș. Zic, și eu mă duc la biserică, dar pe drum. Deci traseul la altă, la o sală de sport, la alta, zic, și eu mă duc la biserică, pe, tu unde mergi la biserică? Zice, în zonilor. Cântă grupul Mesis, cei care v-ați arătat. Frașii, surori, să nu ne fie rușine, să nu ne fie rușine. Că spune acolo, cine se va rușina de mine? Cine îl va mărturisi? Îl va mărturisi și el. Aș zice eu că cea mai tare mărturisire îi, ca Hristos, ca să mărturisească despre Dan Mateu sau despre altul sau oricare de aici dintre dumneavoastră. Îi am eu. Amin. E a nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin, amin. Binecuvântat să fie numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Ori de câte ori venim acasă, ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a oferit ocazia aceasta să ne vedem în casa de rugăciune. Amin. Iubiții mei, dacă privim în urmă, așa cum spunea și Dan, mulți dintre cei care ne-au învățat și ne-au îndrumat pe calea mântuirii, astăzi nu mai sunt. Noi, care mai suntem încă în viață, le purtăm multă recunoștință celor care ne-au învățat să mergem pe calea mântuirii. Mi-aduc aminte, eram, după ce terminasem clasa 8-a, se termina vacanța de vară și trebuia să mergem la școală. Eram, zic eu, aproximativ 40 de tineri, de copii, care eram de la clasa 8-a sus și mergeam la școală. Și fratele Unaș Michlea, care era păstor, la terminarea slujbei, s-a ridicat în picioare și ne-a îndrumat și ne-a sfătuit să nu ne depărtăm de Dumnezeu, să rămânem credincioși, căci acei care rămân credincioși lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va păzi și îi va binecuvânta. Amin. Aleluia. Și este adevărat lucrul acesta. Cei ce slujesc lui Dumnezeu sunt oameni care sunt binecuvântați și Dumnezeu îi ocrotește și le vine în ajutor. Amin. De aceea, ce-am putea să spunem noi acum? Celor care suntem în locul acesta. Iubiții mei, să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Amin. Dacă priviți în vremea aceasta, sunt foarte multe învățături pe lângă Scriptură. Sunt oameni care ei zic că slujesc lui Dumnezeu, dar învățătura lor este o erezie. Sfatul meu pentru dumneavoastră este acesta. Să privim în Sfânta Scriptură. Amin. Și să rămânem pe acea cale pe care a trasat-o Iisus Hristos. Ce-a folosit unui om să
spune că el este greșit și zvârșit Dumnezeu, a lărgit camera atât de mult încât sfârșitul alergării lui să fie despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Să slujim lui Dumnezeu cu credincioșie și vom fi binecuvântați. Amin, amin. Și doresc, povesteam cu cineva și duminica trecută, când am plecat de acasă, nu aveam 14 ani împliniți, când am terminat clasa 8. Și, mulți dintre dumneavoastră știți, tatăl meu lucra la mine, ne vedeam destul de rar, deci maxim de două ori pe lume ne întâlneam. Păi lumea lui era departe și nu putea să vină acasă. Înainte de a pleca la școală, fiind cel mai mare băiat, celălalt dinaintea mea erau două fete, mi-au cumpărat foarte multe lucruri pentru școală. Și eram foarte bucuros. Și înainte de a pleca la școală, el mi-a zis așa, te rog frumos, pleci de acasă, nu ne vedem, nu te pot supraveghea, dar te rog frumos să nu vă faci de rușine și să nu faci nici calea lui Dumnezeu de rușine. Vreau să mă credeți lucrul acesta, m-a urmărit, eu am promis, fii liniștit, nu o să te fac de rușine. Dar lucrul acesta, promisiunea aceasta care am făcut-o tatălui meu, m-a urmărit zeci de ani. Și când eram întunși în anturajele alea, colegi și oameni, copii care nu cunoșteau lui Dumnezeu, nu chemau să mergem într-un loc și altul, nu puteam să mergem. Pentru că ceva din mine nu mă lăsa, că am făcut o viziune, o promisiune, că nu voi face de rușine, calea lui Dumnezeu și nici părinții. Iubiții mei, doresc să rămân la cuvintele acestea. Să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Sfârșitul alergării noastre, dacă vom sluji lui Dumnezeu până la sfârșit, va fi viață veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Slavă Lui! Și am o rugăminte, când se va face rugăciunea pentru cei bolnavi, poate unii dintre dumneavoastră știți, fratele meu, care este mai mic ca mine, a dorit mult să vină și el, l-am sunat și aseară și cu două zile în urmă, el este bolnav de cancer. Și când aveți ocazia și când vă rugați, să-l amintiți și pe rândul greșunei ca Dumnezeu să se îndure și să lucreze. Eu am credința aceasta și cred că în familia noastră lăcită, unii dintre noastră știți, cumnatul meu, Sandu Mureșan din Cetan, a fost bolnav de cancer la bărnunt în ultima fază. Și în urma rugăciunii pe care am făcut-o el, s-a plecat încăpat și s-a rugat și Dumnezeu l-a vindecat de cancer. Au trecut mai mult de 30 de ani de atunci. Și Sandu trăiește și astăzi și este sănătos. Și nu mai avem nicio problemă la plămâni. Și am credința aceasta, că dacă este voia lui Dumnezeu, Dumnezeu și pe tine poate vindeca. Și poate să mărturisească cât de mare și bun este Dumnezeu față de copiii lui. Haideți să ne ridicăm cu toții la rugăciune și iubiți-ne. Să cerem Domnului putere ca să putem rămâne credincioși. Aleluia! Orice învățătură când va veni peste familiile noastre, noi să slujim Domnului. Aleluia! Din toată inima și zic ca Domnul să binecuvânteze toate familiile din Cutuiu. Cu ascultare pe Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Ne rămânem cu toții Domnului. Mărire! Și aș dori să mai treacă mulți ani când să ne mai întâlnim aici în prima duminică din august. Ziceți amin, că atunci o să fie mai mult. Și cântarea spune, anii trec, viața se duce. Am mai cântat-o aici, niște surori mi-au cerut și am tras maserul și o să las câteva exemplare aici din cântare. Dar important este ce facem în anii aceștia care trec, care se duc. Și eu zic ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să putem să ne pocăim. Amin. Amin. Anii trec, viața se duce și tu ce-ai făcut? Ai umblat privea prin lume ca un fiu pierdut. Vrei, nu vrei, te lasă toate, fiindcă bătrânești. Vine noaptea, nici că-i pasă cine-ai fost sau cine. Cine-ai fost sau cine ești?
în lume orice ceaia avea. Înaintea lui Iisus nu știu cum vei sta, când va judeca pe aceia ce nu l-au primit. Ce răspuns la întrebarea de ce n-ai venit, când va judeca pe aceia ce nu l-au primit. Ce răspuns la întrebarea de ce n-ai venit. Toate averile din lume nu te pot scăpa, nici copii, nici părinții nu te-or ajuta, nici prietenii, nici lumea nu te-or mântui. Doar Iisus, lumina lumii, dacă-L vei primi. Nici prietenii, nici lumea nu te-or mântui. Doar Iisus, lumina lumii, dacă-L vei primi. Alungă lumea la o parte din inima ta, lasă-L pe Domnul Iisus să intre în ea. El te va scăpa de moarte, te va mântui. Doar Iisus, lumina lumii, dacă-L vei primi. El te va scăpa de moarte, te va mântui. Doar Iisus, lumina lumii, dacă-L vei primi. Amin. Vreau să vă salut pe toți în dimineața aceasta și să rog pe Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți că ne-am luat și în această dimineață. Vreau să mă folosesc în această dimineață de un scurt pasaj din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 4, versetul 21 la 25, în care o să aduc înaintea voastră câteva cuvinte din cuvântul acesta și sper să ne folosească tuturor. Amin. Dacă puteți împreună cu mine să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetul 21. Nu vă mai cer să vă ridicați, că e scurt. El le-a mai zis, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sleșnic? Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. El le-a mai zis, luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Căci celui ce are, îi se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Când este vorba despre lumină, știm că lumina ne place. Întunericul nu-i plăcut. Domnul ne vorbește de multe ori în Scriptură, prin pilde, prezentându-ne anumite tablouri care nouă suntem, ne suntem cunoștință, sunt în viața noastră și le vedem, pentru a înțelege anumite mesaje care să ne ducă spre o viață curată și sfântă trăită înaintea lui Dumnezeu. Sigur că lumina aceasta pe care noi o vedem în lumea aceasta, de care ne folosim noi, nu are aceeași caracteristici cu o lumină adevărată despre care ne vorbește Domnul aici în Evanghelia după Marcu. Lumina aceasta pământească, orice unde noi o așezăm, ne ajută ca să vedem clar anumite lucruri. Și ne face bine uneori ca să nu întâmpinăm accidente sau probleme. Însă lumina despre care vorbește Scriptura aici lucrează mult mai mult. Pătrunde mult mai mult. Aceasta unde o duci și o așezi, te uiți. Lumina aceasta pătrunde mult mai mult. Zicea aici așa, căci nu este nimic ascuns
care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Frați și surori, diferența este că lumina aceasta este unică. Nu este mai multe becuri, mai multe reflectoare. Este unică. E și cea mai puternică. Ea a fost așezată într-un loc în care toată lumea s-o poate vedea. Glorie Domnului! Sfertnicul, știți care este? E crucea. Lumina aceasta a fost pusă acolo pe cruce și toată lumea, toată omenirea a reușit să vadă această lumină care a venit de la Dumnezeu și care este Domnul Iisus Hristos și prin această lumină oamenii pot să fie beneficiari a două lucruri. Deci aici așa, va veni o vreme când nimic ceea ce este ascuns nu va rămâne ascuns. Nici ceea ce-i tenuit nu va rămâne acolo. Orice ce taină, orice fel de lucru, orice ce fel de gând, orice ce fel de faptă care sunt în ascuns, vine o vreme când se vor cunoaște. Am spus tot? N-am spus tot. Vreau să vă mai spun ceva. Și totuși va fi ceva când lumina aceasta va face ca toate astea să fie ascunse și șterse și să nu mai se la lumină. Când Domnul Iisus Hristos învăța pe ucenici în Ioana, capitolul 8, 12, spune așa, Iisus a vorbit din nou și a zis așa, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. M-am gândit la cineva din Scriptură care să aduc înaintea dumneavoastră cum lucrează această lumină și cum poate ea ca să aducă la suprafață sau la lumină în viața noastră anumite lucruri. Și m-am gândit, vorbește în cartea Isaia, prorocul Isaia ne vorbește în capitolul 6, ne vorbește despre revelația pe care el a avut-o de la Dumnezeu. Deci în Isaia, capitolul 6, și spunea el așa că a văzut în acea revelație a lui cum stăteau serafimii deasupra lui și fiecare avea șase ale, cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zbudeau ușor ușii de glasul care suna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, ce face lumina? Să facă Domnul la tăi lumină. Amin. Știți ce face lumina? Lumina te face să vezi de păcătosești. Te face să vezi cum îți este viața. Te face să vezi unde te afli pe drumul acesta care duce spre Împărăția lui Dumnezeu. Lumina aceasta face claritate și așa de mare întuneric acum. Să știți mare. Și o spun asta nu că aș cunoaște pe cineva, vreau să vă spun că Scriptura spune că în vremurile din urmă, care sunt acum, mulți pe drumul ăsta pocăinței, orice dar, oricădea, dragoste nu vor mai avea de Dumnezeu. Vor fi captați de lumea aceasta și lucrurile ei în așa de mult sau, să vă mai spun ceva, de nepăsare. Ai, bine și așa. N-am făcut rău, cum să se amintea și noi. N-am făcut rău, zice, mă, să-l să nu supăr pe nimeni și astea. Nu te duce la nu te teme. Dacă așa zici. Acum vorbeam ieri cu cineva, cu un frate și îmi spunea, zice, uite să spun ceva. Un frate, e din Cluj, deci o suna într-o dimineață bună pe un păstor și o zis, auzi, am să vire pe până la mine. Dar ce bai? Hai că îți spun eu, hai până aici. Ce m-am dus? Când am deschis ușa, cum i-am deschis, era alb la față. Ca un om bolnav care... Ce-ai pățit? N-am pățit nimic. Dar stai aici jos, zice, să spun ceva. Spune. Am avut o revelație. În dimineața aceasta am avut o revelație ce Domnul era într-o cameră mare de sticlă, foarte faină acolo, și acolo trebuie să intre terți pe rând. Și zice,
O intrat primul și l-a întrebat, auzi, tu unde crezi că te duci? Și o să zice, iar cred că mă duc. Și-a intrat a doilea și-a zis, tu unde te duci? Și eu cred că mă duc în rai. În rai, du-te. Și-a intrat a treilea și-a zis, auzi, tu unde te duci? Nu știu. În iar. Și a venit a patrulea, zice, știi cine era? Ce eu. Și când am intrat acolo, m-a întrebat Domnul, tu unde te duci? Și o să-ți nu știu. Și m-am trezit. Fraților, groaznic va fi. Pentru că noi s-a pus la dispoziția noastră cel mai mare har. A venit în lumea aceasta pentru noi Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Și El a zis, eu sunt lumina lumii. Cum se poate să-L ai pe Dumnezeu care este lumina lumii, pe Domnul ca Mântuitor în viața ta și să ai atât altuneli și să nu știi nimic? Nici unde te duci. Nici ce să faci, nici cum să trăiești, nici cât să iubești, cât să te pui la dispoziția Domnului și zici, când te va întreba ce vei zice? Care va fi chemarea? Nu va fi simplu. În ziua aceea, când Domnul va zice unora, vină, și altuia, du-te. De aceea, în vremea aceasta în care noi încă mai avem de trăit și încă lumina și cuvântul lui Dumnezeu, care ne vorbește și ne spune să ne cercetăm pe fiecare dintre noi, să vedem cum este, de fapt, viața mea împreună cu Domnul. Și încă ceva. Să ne uităm în inimă și la casa noastră. Când a fost Domnul ultima dată acolo? Nu așa că venim la adunare și mai cântăm o cântare sau știu eu ce facem. Când a fost ultima dată acolo? El trebuie să fie permanent, de fapt. Bine. Dar când a fost ultima dată acolo? Lumina aceasta de care noi avem nevoie, fără ea, să știți, e tunel. Fără ea. Și Domnul a fost pus și așezat pentru noi sfertnicul acela care fiecare om să vadă și să priceapă și să înțeleagă că El a venit de la Dumnezeu pentru noi ca să aducă lumină și să înțelegem că avem nevoie de izbăvire și de mântuire și viață veșnică. Trebuie să căutăm să îl avem pe Domnul în inimă. Amin. Ca în ziua aceea când El are să vină, să putem să fim beneficiari ai Harului lui Dumnezeu. Lumina aceasta, frați și surori, are așa o mare putere. Nu înțeleg cum uneori, nu înțeleg, dar văd rezultate. M-am uitat la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, când vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre Zacheu, acolo zice că Zacheu nu s-a dus acolo să se urce în dul, că el a căutat mântuire. Nu de aia. De ce s-a dus? Să-l vadă! Să vadă că au zis Iisus despre ceea ce face, aș vrea să-l văd, erau cu curiozitate să-l văd. Să vadă pe Domnul. Și zice Scriptura că s-a dus oricat acolo și când a venit Domnul zis, auzi, dacă e de jos, că astăzi vreau să rămân în casă ta. Ce lumină extraordinară! Pe unde o pătruns? Cum o intrat? De unde o venit? Nu mai vedem dintr-o dată pe omul acesta că zice, Doamne, uite-te ce m-a oprit! Are un mare efect lumina aceasta, are o mare putere. Dacă o avem în noi, dacă umblăm după ea și lumina aceasta o găsim aici, în Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu. Cine vrea lumină, aici să uită, în altă parte. Doamne, ajută-ne pe toți, amin, ca să putem să căutăm să avem o viață în lumină. A venit Domnul, a dus această lumină pentru noi, foarte clară. Atâta doar să ne aducem aminte despre ziua aceea începuturilor, când Dumnezeu ne-a cercetat inima și ne-a schimbat-o. Cum era atunci și cum e astăzi. E la fel? Nu prea arătați așa că ar fi chiar la fel ca și atunci. Dar e bine așa. Păi nu-i bine așa. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă zi de zi ca fiecare dintre noi să fim foarte vegători asupra
vieții noastre, a căilor noastre, ca nu cumva să ne cuprindă întunericul. Că devine el întunericul. Aduce nepăsare, aduce cine știe eu ce tulbură, nu pot să dorm noaptea, alte lucruri întunericul le aduce. Dar câte vreme rămâi în lumină și ești împreună cu Domnul, n-ai întunericul. Chiar și în încercare, chiar și în problemă, chiar și unde de apri, n-ai problemă. Și Domnul a venit aici și știți ce a făcut? El care este lumina lui, a început să tot planează așa câte lumină. Eu spus la ucenici, voi sunteți lumina lui. Și aceste lumini trebuie la fel ca și învățătorul, ca și Domnul ele să poarte mai departe lumina aceasta. Ne-am adus aminte acum. Acei că spunea un frate, zice, dacă acolo unde locuiești, vine un om și zice, întreabă pe primul din sat, auzi, eu caut aici, domnul Bicostar este, oh, zice, este acolo, zice, sunt câțiva aici. Dar dacă vine și întreabă, auzi, un om al lui Dumnezeu este acolo. Ce zice? Nu credeți că ar trebui să se mânăm cu el? Nu credeți că ar trebui să cunoască că e o lumină aici și acolo? Investiția a fost făcută. Chemarea a fost dată. Domnul, pe toți ne-am plăniciți ca să fim părtași la împărăția Lui. Și Domnul vrea să fim lumină asemenea Lui. Să nu ne prindă ziua întunericului când Domnul vine. Când ne prinde bani. Și ce să zic, frați și surori, că e ultima zi și cea mai tragică și cea mai periculoasă când Domnul o să vină și să va face această sortare și alegere sau mai ceva mai important, când tu rămâi și se duc ceilalți. Ce va fi atunci? Ce mai putea face atunci dacă acum, câtă vreme, Dumnezeu a pus în noi lumina aceea care trebuie să o duce mai departe? Și nu numai atât că a pus lumina. A pus o sursă puternică din care să ne alimentăm permanent și să fie permanent acolo cuplată în viața noastră. Știți care? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De care trebuie să-L avem în inimă, să ne conducă, să ne învețe, să ne lumineze. El să fie acela care să facă lumină clară înaintea noastră, la dreapta și la stânga. Ce avem de făcut? Nu cumpriși de alte lucruri. Știți ce am pățit? Și am încercat să rezolv problema aceasta. Când, de când a început așa cu războiul ăsta și luam așa și aici să văd ce mai zic ăștia. Și mai luam să văd chiar ce se întâmplă acolo, ce mai bombardează, ce fac, ce astea. Și mai luam și unui acolo îți mai arătau și spunea una și alta și extraordinar ce să mai cauți. Și imediat să duce o jumătate de oră. Și știi cu ce am rămas? Cu nimic. Ci cu gândurile astea așa că ce o să se întâmple din care vin, că ce o să... Și nu ne cheamă de vreme. Păi este. Lumina ne cheamă să lucrăm altceva. Să căutăm zi de zi să avem. Să căutăm zi de zi să ne sfințim. Să căutăm zi de zi să reparăm. Să căutăm zi de zi să ne uităm la noi și dacă Domnul încă nu este prezent cum trebuie acolo, haideți să căutăm să-L chemăm în casă. Amin. În inimă. Amin. Nu altceva. Și să rugăm, Doamne, Dumnezeu, ajută-mă să păstrez lumina. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Fără lumină. Erau. Știți că l-am rugat. Aș vrea să ne gândim fiecare la viața noastră, înaintea lui Dumnezeu. Numai ținând cont de aspectul următor. Unde am fost noi atunci când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. De unde ne-a scos Domnul? Cum s-a îndurat de noi și ne-a iertat toate păcatele noastre? Slavă. Și ne-a adus bucurie în suflet. E vremea aceasta a recunoștinței când să căutăm să ne apropiem de Domnul. Doamne. Primul aspect este ăsta. Domnul scoate la lumină păcatele noastre. Să vedem
ce avem de făcut. Și a doilea aspect este că ăsta să nu-l prindă nimeni. Va scoate Dumnezeu la lumină la urmă. Cum am trăit. Și tot ce am ascuns. Și tot ce am vrut să nu știa alții, va fi în față. Nimeni nu va putea să zică un cuvânt că mi-a revenit. Toți vor la mulțime că vor vedea atunci adevărata lumină, care este Domnul. Și în fața Lui nu se poate ascunde nimic. Ca ziua aceea să ne fie de folos și binecuvântată, să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute. Să medităm la lumină, la Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu stăm în nepăsare. Dacă până am mus în zile când putem să mai ne gândim la Domnul. Nu uitați! Eu și-o zic cultul, suntem cunoscuți. Nu uitați! Cât vă aduceți aminte de Domnul? Cât îl chemați? Am de învățat mult eu. Am multe de reparat eu. Avem toți. Haideți să căutăm pe Domnul care este adevărata lumină. Să ne arate El, să ne învețe El. Și să spunem, Doamne, nu am destulă lumină și încă nu le văd pe toate. Dar cred că am multe încă de pus la punct. Te rog, ajută-mă ca să pot să mă pregătesc pentru ziua venirii tale. Amin. Să fiu lumină aici în lume. Amin. Să seamăn ție. Dovada este aceasta, zic Domnul. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea lumină sau veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, păzește biserica din Cortuiuș să nu fie dezbinare. Amin. Păzește să nu fie ceartă. Amin. Păzește să nu fie vorbire de rău. Amin. Să știți că ne fură repede de rău cu întunericul. Să ne păzească cu ăstea, cu întunericul nu te duci în rai. Cu lumina te duci în rai. Îți drept drumul. Nu te abați. Te duci drept unde trebuie. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute, frați și surori. Să ne cercetăm fiecare dintre noi. Să știți că nu-i mult până la urmă, Domnul. Poate nu mult. Poate. Poate nu-ți mult. Și vine Domnul. Pregătire. Pregătire. Ca să fie ziua aceea pentru noi binevoitoare și binecuvântată și vom fi cu Domnul. Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul! Așa cum se amintea din aur de frații care au vorbit înainte, o zi de sărbătoare la Cortuiuș. Mărire! Dar întrebarea care aș pune-o, dacă e la Cortuiuș, mă, dar oare inima mea? Că e diferență să fie în Cortuiuș, dar la cine? În ce casă? Dar în ce biserică? Dar în ce inimă? Și aș vrea ca în dimineața aceasta Dumnezeu care despre care era amintit chiar la prima rugăciune, Psalmul 46, care spunea, bă, Dumnezeu este și va fi. Moise spunea Psalmul 90, Tu ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. El care este sursa bucuriei noastre și dimineața aceasta să mai toarne bucurie de plină în inimile noastre. Amin. 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 Veneam pe drum și m-am auzit cu un prieten și cu un frate și zicea să-ți dea Domnul zi de har. Și pe aceea spunea el. Și har în cuvinte. Aleluia. E important lucrul ăsta, nu? Care de aici n-ar dori să mai dea Domnul har? Știți când am putea realiza ce important e harul? Când nu-l ai. Știți când putem să conștientizăm valoarea unui lucru? Sau valoarea unui prieten drag? Sau valoarea celui drag de lângă noi? Știi când? Când nu-l mai ai, atunci zici, mă, o dacă ar mai fi, o dacă l-aș mai avea, o dacă ar mai fi trăit, m-aș fi purtat altfel. Nu l-aș fi supărat, n-aș fi supărat-o, sau regrete, mă, oh, cum aș sta, cum are vorba și acum nu e.
Credeam că în dimineața aceasta Duhului Dumnezeu să cerceteze toată biserica din Amin. El spunea că să o trage de aici. Și eu tot de aici am rădăcini. Și mă bucur pentru lucrul ăsta. Slăvit să fie Domnul. Amin. Pentru că asta nu depinde de mine. Care de aici, indiferent că frate sau soră, uite, eu vreau să mă nasc în Dej sau în Cotiu sau în Cluj. A fost cumva hotărârea noastră sau decizia noastră? Nu. Asta a fost decizia lui Dumnezeu și îl binecuvântăm pentru tot ceea ce face Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Aș vrea ca Domnul să, așa cum a spus, să lase har peste noi în această zi. Mă bucur să mă întâlnesc și eu cu Silviu, cu Nelu, cu frații. Și trebuie să vă mulțumesc că de fiecare dată când vin la Curtuiuș, mă bucur să pot să dau mâna cu frații în vârstă, în special cu cei care au mai rămas. Că se spune aici că unii dintre noi, sau care au fost cu ani în urmă, nu mai sunt. Unii au plecat. Și prin aceasta, dacă e să ne uităm, faptul că nu mai sunt, trebuie să mai înțelegem ceva. Există o comunicare non-verbală, nu? Și anume, că asta e realitatea, asta e viața, nu? Adică suntem pentru o vreme. Suntem doar pentru un timp. Suntem doar, așa cum spunea un poet de cântare, suntem doar niște călători, străini prin veci, prin lume. Dar nu s-o opri numai aici. Dar mai spus ceva care e mai important ca și orice. Purtăm în piept, spune el, comori de sus și al lui Iisus Sfânt nume. Aleluia. Și corul spunea, ne arde inima de dor după aceea țară. Aleluia. Unde-s câmpiile cu flori și veșnic primăvară. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Fie doar ca fiecare dintre noi, cum spune aici, când s-a amintit din Timotei, când îi scrie Pavel la Timotei, m-am luptat în lupta cea bună. Fiecare dintre noi să nu uităm. Să continuăm să luptăm lupta cea bună până la sfârșit. Aleluia. Asta a spus Apostolul Pavel. M-am luptat în lupta cea bună, am isprăvit lucrarea, am păzit credința și plec. Și apoi, și de aici înainte, mă așteaptă ce? Mă așteaptă cu luna pe care mi-o va da Domnul. Și spunea Pavel și nu numai mie. Cred în această dimineață că Hristos are cunună pentru fiecare. Slăviți să fie Domnul! Crede lucrul ăsta, nu? Amin, amin. Facă Domnul așa după cum credem. Și noi să credem cu adevărat că Hristos la unul, pe tot aceia care îl vor sluji cu credincioșie până la capăt, le va da o cunună. Eu de câteva ori pe an, ca să nu greșesc, nu dau număr, mai plec cu fratele Silviu în zona unde el slujește mult, în zona Otenii. Și când merg el, ce, fratele Daniel Mateus, cum aici, cu noi îi dăm în pietate. Eu aș vrea să fiu mai scurt, pentru că fratele Silviu, mai ales că, cred că vine, nu știu dacă mai era sau mai cam așa ceva. În această zi, e și fiul satului, ei mai îndreptățit ca și mine, să aducă cuvântul lui Dumnezeu, dar mă rog lui Dumnezeu ca tot ceea ce s-a dus până aici și de aici înainte să fie pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Amin. Și apoi spre mântuirea noastră fiecare. Un verset la care m-am oprit dimineața aceasta, mulți, cred că îl știm pe Dumnezeu. Din Psalmul 119, cel mai lung psalm. Versetul 11. Și începe acolo omul lui Dumnezeu așa. Spunea acolo, strâng. Dacă ar fi să ne uităm astăzi fiecare la noi, nu-i așa că fiecare în viața aceasta face multe lucruri. Altele mai bune, altele mai rele. Dar, într-un fel sau altul, strângem. În Psalmul 39, la un moment dat, spunea omului Dumnezeu așa, că omul umblă ca o umbră.
auzi, se frământă. Se frământă. Am auzit, toată noaptea m-am frământat. Sau zile în șir m-am frământat. Și auzi, ci că se frământă și rezultatul îi dă zero. Se frământă, spune că degeaba. Și mai face ceva, zice, și mai strânge așa la comod și nu știe nici ce ne bagă. În dimineața aceasta omului Dumnezeu spune așa, strâng, dar ce strânge? Strâng cuvântul tău, unde? În inima mea. Aleluia. De ce? Așa numai ca să fie acolo, am făcut și ceva. De ce? Ca să nu păcătuiesc. Și uitați-o cum mai parte. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Adică împotriva lui Dumnezeu. Important să știm că fiecare păcat, păcățel, e împotriva lui Dumnezeu. Fiecare păcat din viața noastră îl dezonorează pe Dumnezeu. Fiecare păcat din viața noastră frânge inima lui Dumnezeu. Și David a spus, uite ce vreau să fac eu. Ce vreau să strâng. Strâng cuvântul tău în inima mea. Psalmul 122, știți cum începe? Spune acolo, mă bucur când mi se zice cum? Haide la casa Domnului. Nu odată mi-am pus o întrebare. Din partea cui? Cine îi spunea lui David, hai la casa lui Dumnezeu? Cine îi spunea la David lucrul ăsta? N-am găsit în Scriptură. Cine zicea? Din partea cui venea informația asta? Sau chemarea asta? Unii spun că David a avut oameni în el, David, lasă tot, hai la biserică, hai la casa Domnului, hai la templu, hai la închinare. Alții spun că Duhul lui Dumnezeu. Dar un verset foarte interesant. Dacă nu greșesc în Psalmul 27, știți ce spune acolo în altul verset? Spune așa. Inima. Auziți? Inima îmi zice din partea cui? Aflați de postii, nu? Inima îmi zice din partea ta, adică din partea lui Dumnezeu. Ce zice? Ce zice? Auzi, caută fața mea și eu fața ta, Doamne, o caut. Aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta, când poate spune inima lucrul ăsta? Știți când? Când inima mea îi predată în totului lui Dumnezeu. Amin? Uitați-vă ce frumos spunea omului Dumnezeu. Spune așa, fiule, dă-mi inima ta mie, adică să fii un stăpân și domn în inima ta, peste inima ta, și ochii tăi, auzi, să găsească plăcere în ce? În căile mele. Nu se poate o inimă împărțită, o inimă compromisă să găsească plăcere în legea lui Dumnezeu. Dar atunci când inima mea e predată lui Dumnezeu, atunci inima spune, du-te la casa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că peste inima mea domnește Hristos. Aleluia. Pentru că peste inima mea este Hristos Domn. Gloria Domnului. Și când Hristos e Domn peste inima noastră și peste inima mea, știți ce faci? Să te sune oamenii, să spune, Domnule, am rămas, mi-a stăiat capul, mi-a făcut pagubă și noi am rămas fără televizor. Sună un berge, auzi, tata, numai asta poate face. El se uită la știri, se mă uită la televizor, mai ascult un alt, și uite acum faceți ceva și bineînțeles că masca mea este acolo și să văd ce s-a întâmplat. Și mă întâlnesc acolo cu persoană, cu femeie și zice, Domnule, vă spun de ce că toți, Domnule, s-a rezolvat. Și am spus, auziți, ce m-aș fi bucurat. Să m-a fi sunat careva, Domnule, ne-ați rupt cablul, uite, am rămas fără Biblie. Am rămas fără Cuvântul lui Dumnezeu și nu putem fără Cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii, dacă au rămas fără televizor și fără știri și fără telenovele și fără altceva, numai nu au intrat în panică. Și spunea femeia respectivă, aceea, aveți mare dreptate. Uitați-vă după ce sunt plămânzi astăzi oamenii din lume, din vremea noastră. Plămânzi după știri,
după televizor, după telenovele, după alte lucruri. Și omul lui Dumnezeu spune așa, auzi, strâng cuvântul tău în inima mea. Știi ce spunea Apostolul? Spune așa, cum dorește un cer, izvoarele rece de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeu. În dimineața aceasta, aș vrea să întreb pe toți care suntem aici. Câți de aici mai suntem însetați după cuvântul lui Dumnezeu? Câți de aici dorim în fiecare zi să ne săturăm cu acest cuvânt al lui Dumnezeu? Câți suntem însetați? Câți ne bucurăm atunci când ni se spune, haideți să mergem la casa lui Dumnezeu? De ce? Pentru că, dacă spuneam adineori, că unii dintre noi au plecat, știm noi care va fi următor, când va trebui să plecăm din aceasta și cum vom putea noi să stăm în fața lui Iisus Hristos. Eram ieri la un eveniment care a avut loc din zona de Cășemeri, concret. Și spunea pe următor, la un moment dat, spunea pastorul acesta despre un tată și un fiu care au ajuns într-un cimitir ca să aranjeze mormântul mamei și mormântul soției. Și la un moment dat spune că băiatul care era acolo cu tata a spus în felul următor. El mergea de la o cruce la alta, de la un mormânt la altul. Și tot citea. Și la un moment dat îl întreabă băiatul pe tata. Tată, am văzut că pe toate crucile scrie robul Domnului. Toți care au murit, face, au fost robii Domnului. Care tata? Da. La care copilul care? Copiii gândesc și meditează și știu multe. O să auziți, dau să și ăia mincinoși, și hoții, și criminali, toți au fost robii Domnului. Care tata, mă? Trebuie să s-o scot acum și-o zis, dragă tate, e drept pe aia care fac cruci. Scriu ce le spui. Și tot o să scrie robul Domnului. Oare noi în această dimineață, toți care suntem aici, suntem noi astăzi robii Domnului? Nu e important ce va scrie pe crucea noastră, la mormântul nostru, ceea ce este important este ceea ce spune Dumnezeu. Amin. Și la această dimineață aș vrea să ne gândim la lucrul acesta. De ce să strâng cuvântul lui Dumnezeu și spunea Psalmistul, îl strâng ca să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? De ce să strâng cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu vine de la Dumnezeu și este Cel care aduce viață în noi. Nu așa spune Apostolul Pavel din Evrei. Căci cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt cum? Este un cuvânt viu. Știi ce înseamnă lucrul ăsta? Adică are viață în el. Are viață în el. Atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu, atunci când medităm la cuvântul lui Dumnezeu, atunci când căutăm să primim cuvântul lui Dumnezeu, ăsta aduce viață în noi și nu numai. Ăsta ne schimbă. Ăsta ne transformă. Știți că Apostolul Pavel spunea că e nume rușine spre Apostolul Pavel. Spunea el. Nu știu nouă dacă e la fel sau nu. Spunea, mie nume rușine de Evanghelia lui Hristos. Pentru că ce? Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Este Cel care ne ajută să trăim așa cum îi place lui Dumnezeu. Și tot Apostolul Pavel spunea lui Timotei că toată Scriptura aceasta este însuflată de cine? Este însuflată de Dumnezeu. Și de folos, spune Apostolul Pavel, ca să învețe. Și dacă aș întreba în această dimineață, pe cine să ne învețe? Pe cine să învețe? Știi pe cine? Pe Cel care vrea să fie învățat. Că sunt oameni care spun, auzi, numai voi? Dar și nouă ne spune, și noi. Dar Apostolul Pavel spune să învețe, să mustre, să îndrepte, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Și cu totul, spune Apostolul Pavel, și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. În această dimineață aș vrea să ne lăsăm prelucrați de cuvântul lui Dumnezeu. Amin. E singura carte
care aduce viață noi. E singura carte, dacă o citim, o împlinim și ascultăm de ea, găsim adevărata fericire. Pentru că asta spunea Apostolul Ioan în cartea Apocalipsa la primul capitol. Ferice de cine citește cuvintele acestea. De cine le împlinește. Pentru că nu-i suficient doar atât că am citit-o. Și rămânem atât. Nu. Și ferice de cei care împlinesc cuvintele acestei prorocii. Aș vrea în această dimineață Dumnezeu să binecuvânteze biserica din Cotroș. Amin, amin. Toți care suntem aici în această dimineață și am venit la această zi de sărbătoare, să facă Domnul cu toți să simțim că Hristos este în noi. Amin. Și să nu uităm. Să iubim pe Dumnezeu. Da. Să iubim Cuvântul lui Dumnezeu, care ne ajută să ne păstrăm curați. Care ne ajută să avem o viață sfântă. O viață după voia lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Cel care ne cunoaște pe toți în dimineața aceasta este Dumnezeu. Amin. Și important să nu uităm ce spune Dumnezeu despre noi sau ce spune Dumnezeu în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră. Mă uitam în Cuvântul lui Dumnezeu în câteva săptămâni. Am văzut că în calendarele pe care noi le avem sunt câteva nume de oameni al lui Dumnezeu, exemple de oameni al lui Dumnezeu. Vorbește despre Avram, omul credinței. Vorbește despre Iov, omul care a răbdat. Vorbește despre Iosif, despre integritatea lui Iosif. În dimineața aceasta, oare ce spune Dumnezeu despre noi, în dreptul nostru? Oamenii integri, oameni ai credinței, oameni care am răbdat, oameni blânzi, cu cine să mânăm în dimineața aceasta? Aș vrea ca Domnul să ne ajute să putem să o duce, să avem o viață după voia Dumnezeu și la finalul adevărului noastre să poată spună Hristos în dreptul fiecare de noi. Amin. Vino, slugă bună și credincioasă. Amin. Și intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Amin. Amin.